Doamnelor și domnilor, bun găsit, vă spun de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan și vă prezint știrile zilei. Cei care au condus destinele Făgărașului după decembrie 89, adică toți primarii, viceprimarii și consilierii locali, dar și șefi de instituții, au fost invitați la oaltă seară în sala dietei de la cetate. Ședința festivă a marcat 25 de ani de democrație, timp în care la cârma orașului au fost mai multe echipe legislative, așa cum au fost desemnate de făgărășeni în urma alegerilor locale. În tot acest timp s-au adoptat aproape 4.000 de hotărâri de Consiliu și peste 73.000 de dispoziții de primar. Au trecut 25 de ani de la Revoluția din 1989, 25 de ani de libertate, 25 de ani de democrație. Un sfert de secol a trecut și peste Făgăraș, timp în care locuitorii au votat liber conducerea orașului, cu primar și consilieri locali. Toți cei care în ultimii ani de la Revoluție încoace au condus destinele acestui oraș au fost invitați aseară în sala dietei de la cetate. Cu câteva minute înainte am avut un moment de înțelegere în fața momentului rezistenței anticomuniste și am depus o floare în numele Consiliului Local Făgăraș, al primăriei municipiului Făgăraș, al Școlii de Aplicație pentru Infanterie și Vânători pe Munte și al jandarmilor și poliției, pentru cei care au căzut în timpul Revoluției din decembrie 1989. Primăria Făgărașa anilor 90 avea puțin peste 20 de angajați. Fostul primar din acea vreme, inginerul Vasile Lascu, își amintește. În ședința din 8 ianuarie 1990, a Consiliului Fondului Salvării Naționale, municipiului Făgăraș, au fost desemnați primarul și viceprimarul municipiului, calitatea domnului Constantin Espion, ca primar, iar eu ca viceprimar. În ședința din 1 februarie 1990, urmarea demisiei pe care și-a înaintat domnul Constantinescu, am fost numit eu primar provizoriu, cum eram toți la vremea respectivă, în municipiului Făgăraș. A fost o perioadă grea, densă de evenimente și momente și plăcute și neplăcute. O să vă spun că la vremea respectivă, în primăria Făgăraș, erau 27 de angajați cu primar și cu viceprimar cu tot. Și căzând toate structurile, atât administrative, dar și ce ține de aprovizionare și toate problemele orașului, mai mult cetățenii aveau așteptări mari de la noi pe care era aproape imposibil să le satisfacem. Evenimentele din 1989 au cuprins cu efervescență și Făgărașul. Lumea a ieșit în stradă și a pornit în colonată către poliție. Furia oamenilor pe regimul comunist nu cunoștea margini. Comandantul poliției de atunci era colonelul Constantin Luca, acum general în rezervă. Noi cei care ne ocupam de stradă, de populație și așa mai departe, nu prea știam. Auzeam și noi de la alții ce se întâmplă la Timișoara, ce se așa. Ne-a surprins și trebuia să adoptăm o atitudine. Care era această atitudine? Deviza mea a fost așa, dacă în orașul ăsta se trage un foc de armă și se violează atmosfera acestui oraș, noi nu ne vom mai putea uita unii noi pe altora. Suntem concetățeni, suntem prieteni, suntem rude, suntem părinți și copii, suntem frați și așa mai departe. E un oraș mare în care lumea se cunoaște și vă dați seama ce ar fi însemnat ca să creeze o asemenea stare ca în viitor sau de atunci încoace să nu mai putem uita unii la alții. Faptul că Făgărașul a avut o revoluție pașnică ne face să ne privim și să ne bucurăm că am trecut într-o altă etapă, am trecut într-o altă epocă, am trecut înspre libertate.
Din păcate, nu așa cum am crezut noi atunci, toți eram naivi și credeam că după această revoluție se va deschide totul și toată lumea va fi extra de bine. Iată că sunt 25 de ani de eforturi, de muncă, de tot felul de activități, așa, pentru ca să ajungem acolo unde ne-am gândit în 1989. Actualii consilieri locali au început ședința de lucru. S-a votat rapid pentru punctele de pe ordinea de zi. Unele dintre ele au fost amânate pentru anul viitor. A fost mare grabă, mai ales că toată lumea a fost invitată apoi la o cină festivă la restaurantul Laguna Albastră. Nu toți foștii consilieri locali s-au grăbit să părăsească sala dietei, așa că am schimbat impresii din mandatele trecute cu doi dintre ei. Am fost în perioada 2000-2004 consilier local. Într-o perioadă când PSD-ul era la guvernare, și la președinție, și la guvernare, Adrian Năstase, se știe că a fost perioada cea mai erotică din ultimii 25 de ani în ce privește funcționarea guvernului, în ce privește măsurile luate și saltul făcut de România spre Uniunea Europeană prin crearea condițiilor de aderare care s-a întâmplat, după cum se știe, în 2007. Sigur, la primărie au fost suficiente probleme. Am avut prilejul să rezolvăm câteva lucruri esențiale care le cereau oamenii. M-am luptat în calitate de consilier să fiu cât mai aproape de oameni, să aplec urechea la cerințele lor. Și două lucruri îmi vin acum în minte. Am opinat pentru a se face acea zonă de comerț din spatele cetății Făgărașului. Erau foarte mulți oameni nevoiași care trebuiau să câștige o pâine și de asemenea am optat și am acționat pentru ca traversarea aceea de la magazinul principal al orașului era o mizerie, s-a realizat acolo o activitate comercială și s-a sanat acea zonă. Și alte lucruri am făcut. Mărturisesc că în perioada aceasta am participat la toate ședințele de consiliu, n-am nicio absență și de asemenea n-am făcut nicio afacere în folos propriu, ci toate activitățile mele au fost spre binele public. Mă bucur tare mult că am ajuns în această seară extraordinară. Vreau să mulțumesc domnului primar, organizatorilor acestui eveniment deosebit. Acum la 25 de ani, aveam 18 ani la Revoluție și iată, nu-mi vine să cred cât de repede a zburat timpul. E o seară minunată în care am întâlnit vechi colegi de Consiliul Local, primari, viceprimari, momente de amintiri și, de ce nu, momente în care trăim prezentul și pregătim viitorul. Urmașii martirilor, oficialități locale, o gardă militară și revoluționari au participat tot ieri la comemorarea eroilor răpuși de gloanțe în zilele sângerosului decembrie 89. Au fost depuse coroane de flori la monumentul eroilor de la intrarea în cetate, în amintirea celor care au murit pentru libertatea noastră. Au existat voci din rândul făgărășenilor prezenți care au spus că după 25 de ani, oamenii sunt mai triști, mai nemulțumiți și mult mai flămânzi. Taxa pe țeavă pe care trebuie să o plătească în continuare făgărășenii debranșați de la Ecoterm aduce un stres în plus. Este ceea ce spun oamenii aflați în această situație. Au făcut sesizări, au deschis procese, dar în continuare facturile curg. Și pe lângă sumele percepute lunar s-au adunat și penalități. În replică, reprezentanții societății de termoficare spun că nu fac altceva decât să aplice legile în vigoare. S-au debranșat de la Ecoterm și au izolat țevile din locuințe și totuși se trezesc că mai au de plătit facturi către societatea de termoficare a orașului. Mulți făgărășeni aflați în această situație își declară indignarea și spun că așa nu se mai poate. Ei plătesc un serviciu de care nu beneficiază. Totodată, faptul că se știu datori le aduce un stres în plus. În luna lui noiembrie, anul trecut, m-a dat în judecată Ecoterm și de acolo aici, de la Făgăraș, am pierdut și mă dat la Brașov. De la Brașov am câștigat și acum iară din nou a venit la Făgăraș ca să-i dau din nou în judecată. Cât plătiți
Pe taxă 30 de lei a venit luna asta, dar îți de 10 milioane ar trebui să plătesc. Păi de 2 ani de zile. Păi am de gând să fac, să mă duc mai departe. Adică dacă pierd iară aici, nu știu unde să mai mă duc. Sumele de plată lunare sunt destul de mari, în plus cei care nu au achitat la zi au acum restanțe. În cazul în care acestea nu se onorează, oamenii vor fi executați silit. Ca cămătare, exact ca cămătare, domnule, vine și dacă nu le dai, vine ăștia, cum îi zice, recuperatorii, cum ar veni. Vine și îți toarce de la pensie, îți ia banii din pensie sau vine și îți ia din casă. Pe asta nu se poate, nu. Executor sau recuperator sau cum le zice. Și asta mă supără. Pentru a nu ajunge în această situație, unii foști abonați ai ecotermului, chiar dacă nu sunt de acord cu taxa pe țeavă, preferă să o plătească. Sunt vecini care sunt doctori, ingineri și ei au plătit. Că vorba aceea, de ce să le vină banii să plătească mai mult. Administrația Societății de Termoficare spune că nu face altceva decât să acționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dacă acestea se abrogă, Ecoterm va renunța la emiterea facturilor în contul taxei pe țeavă. Moment de bilanț pentru specialiștii grupului de acțiune locală Microregiunea Valea Sâmbetei. La întâlnire au fost prezenți reprezentanții a 9 primării din Țara Făgărașului, cei care de fapt au aplicat proiecte în vederea finanțării din fonduri europene. Sumele obținute au dus la realizarea de investiții care au dezvoltat comunitățile rurale. Pentru viitorul an, grupul de acțiune locală are ca țintă să continue sprijinul acordat oamenilor în întocmirea și câștigarea de noi proiecte. Ultima întrunire a grupului de acțiune locală Microregiunea Valea Sâmbetei a fost una în care s-au trecut în revistă proiectele realizate în 2014 și totodată s-au prezentat principalele obiective pentru anul viitor. La întrunire au fost invitați toți primarii celor 9 comune care fac parte din microregiune. Suntem mulțumiți de colaborarea și de galul Valea Sâmbetei. Noi am realizat 4 proiecte și avem contractele semnate la toate 4. Valoarea este în jur de 187.000 de euro care îi atragem în perioada respectivă. Zic că e un lucru bun și în continuare sper ca perioada 2015-2020 să reușim să facem proiecte mai mari pentru comunitate cu utilitate mai mare și să implicăm și privați în aceste proiecte. Strategia noastră locală a microregiunii Valea Sâmbetei a fost să ajutăm și să dezvoltăm și micii întreprinzători, meșteșugarii din zonă, să găsim acțiuni specifice zonei pentru a dezvolta acele proiecte care ar aduce un plus valoare în păstrarea tradițiilor și obiceiurilor din Țara Făgărașului. Pentru că în momentul bilanțului pe care noi îl facem la finalul implementării proiectelor, să avem exemple de bună practică, de proiecte implementate care aduc impact pozitiv zonei, a Țării Făgărașului și, de ce nu, a județului Brașov. Avem pentru persoanele juridice în stadiu de implementare, avem un atelier de tâmplărie, avem producere de dulcețuri în Ludișor. Avem câteva proiecte cu stadiu de implementare pe măsura 1-2 pentru instalarea tinerilor fermieri. În cadrul primăriei pentru partea de administrație publică locală am depus 2 proiecte. Un pentru o achiziție de scenă mobilă, toalete ecologice și cort pentru desfășurarea activităților de fisaturi și activități culturale și acum am depus pentru o mașină de primă intervenție. Ultimul proiect care l-am depus acum luna aceasta. Acolo care este în evaluare și a făcut de fapt evaluarea de la Alba Iulia și trebuie să bine să semnăm contractul de finanțare. Vă spun că este o performanță pe care nu au multe galuri din țară. Vă spun din surse singure pentru că a fost adunarea generală a galurilor din țară, iar doamna Nemes, după ce a venit de la acea întâlnire, a spus că noi stăm extraordinar. Noi întotdeauna am avut o țintă spre perfecțiune și din acest motiv noi am ajuns să stăm din punct de vedere financiar și din punct de vedere al atragerilor fondurilor
pentru acest gal stăm foarte bine. Pe noi ne-a ajutat foarte mult, pe noi publicii, pe noi unități administrative ne-au ajutat foarte mult acești bani. Am făcut proiectele micuțe, câte 2, 3, 4 fiecare primărie, proiectele care au venit să ne completeze dotările, de exemplu, dotările la serviciile pe care le avem în cadrul primăriei, dotări pe care la nivel național sau bani guvernamentali sau bani la Consiliul Județean nu aveam cum să le facem. Eu sunt foarte mulțumit de activitatea lor și le urez succes în continuare. În anul 2006 se înființa pentru prima oară Asociația Microregiunea Valea Sâmbetei. S-a acreditat ca grup de acțiune locală în 2013. I-a fost alocat un buget de 2,5 milioane de euro, sumele fiind destinate proiectelor întocmite de primării. De atunci, toate comunele care fac parte din această entitate au avut numeroase beneficii. Acum se trece la o nouă etapă. Oamenii satelor trebuie să-și dorească să facă ceva cu banii europeni, să ceară sprijin la GAL pentru întocmirea proiectelor ce aduc beneficii comunității. A fost un an greu, dar cu realizări deosebite și pentru asta ne bucurăm acum în ziua de bilanț a activității noastre. Pentru anul viitor este foarte important ca oamenii în primul rând să învețe să scrie proiecte de finanțare viabile. Pentru că mi-ar plăcea ca întreprinzătorii din zona Făgărașului, societatea civilă, primăriile, să devină fruntași în absorpția de fonduri structurale. Mi-aș dori foarte, foarte mult să dezvoltăm sectorul de marketing al produselor agricole. Oamenii din zona Făgărașului sunt foarte harnici, extraordinar de harnici și de dăruiți, dar, din păcate, nu au abilități, nu au cunoștințele necesare pentru a-și vinde produsele pe care le fac. Și atunci încercăm în cadrul asociației să dezvoltăm un brand de produs, astfel încât să putem să intrăm pe piața națională cu produsele din zona Făgărașului. Sediul grupului de acțiune locală este în Drăguș, în clădirea Căminului Cultural. Tot acolo se depun și proiectele. Obiectivele ni le-am atins. Suntem undeva în momentul de față la 60% din ceea ce ne-am propus, proiecte deja semnate. Și cu celelalte care sunt în așteptare, sperăm să ajungem undeva în jur la 80% din bani absorbiți, care nu au fost alocați. Una dintre problemele cu care noi ne-am întâmpinat este scepticismul oamenilor. Oamenii nu au încredere că, indiferent de persoană, indiferent de proiect, au acces în mod egal la aceste fonduri europene, ceea ce ține de noi. Este una dintre problemele cu care noi ne-am lovit și sper din tot sufletul că am reușit să le dovedim la oameni că pentru noi sunt egali. Grupul de acțiune locală are în componența sa 9 comune: Ucea, Viștea, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Beclean, Lisa, Voila, Cincu și Șoarș. În total 18.000 de locuitori. Se anunță nisori, așa că cei mici aflați în vacanța de iarnă vor fi în largul lor, pe Ghețuș, cu Sania sau la o bulgăreală. Agenții de la circulație atrag atenția, strada nu este loc de joacă. În plus, copiii trebuie să fie atenți în deplasările lor dacă merg la colindat. Traversarea străzilor se face numai pe zebră și, pentru siguranța lor, trebuie să evite să circule pe străzi întunecate după lăsarea nopții. Se apropie sărbătorile de iarnă. Cei mai fericiți sunt, după cum se știe, copiii. Asta nu doar pentru că se vor alege cu cadouri de la moșu, ci și pentru că sunt în vacanța de iarnă. De aceea, polițiștii vin cu câteva recomandări către părinți de a-și supraveghea cu mare atenție copiii. Așadar, nu-i lăsa să se joace pe drumurile publice sau în apropierea acestora. Jocul cu sania, cu patinele, cu schiurile este periculos în apropierea drumurilor publice. Meteorologii spun că săptămâna viitoare va fi una a ninsorilor, așadar vom avea zăpadă. Partea carosabilă este alunecoasă pe timp de iarnă și mașinile frânează mult mai greu. În condiții de vizibilitate redusă cauzată de întuneric sau nisoare, copiii trebuie să fie mult mai atenți când traversează strada. Alte măsuri de care ar trebui să ținem cont vizează siguranța celor mici, care în această perioadă, conform tradiției, vor merge la colindat. Pentru a evita situațiile neplăcute, copiii trebuie supravegheați îndeaproape. De asemenea, părinții trebuie să le recomande să nu circule pe străzi întunecate după lăsarea întunericului. Traversarea drumurilor publice se face numai pe zebră, prin locurile în care se găsește indicatorul trecere pentru pietoni, prin dreptul semaforului electric pe culoarea verde, prin pasajele denivelate și la semnalul agentului de circulație. În localitățile unde nu sunt indicatoare, marcaje sau semafoare, traversarea se face pe la colțul străzii, perpendicular pe axul drumului, după o temeinică asigurare. Sunt alte câteva sfaturi ale polițiștilor ce nu trebuie ignorate.
concert extraordinar dedicat marii sărbători a nașterii Domnului la Biserica Evanghelică din orașul nostru, sub bagheta dirijoarei Cristian Newbert. Instrumentiștii filarmonici din Sibiu au adus în fața publicului piese consacrate din repertoriul muzicii clasice. Pentru făgărășeni este deja o tradiție ca an de an să asiste la frumoasele concerte de Crăciun prezentate la Biserica Evanghelică. Biserica Evanghelică ne-a obișnuit cu evenimente de marcă pe care le organizează chiar în incinta lăcașului de cult. Nici acest Crăciun nu trece fără să fim delectați cu sunetele deosebite, a căror ecouri capăt o rezonanță aparte în biserică. De data aceasta, Filarmonica din Sibiu a venit în orașul nostru cu un concert extraordinar dedicat marii sărbători a nașterii Domnului. Sub agheta dirijoarei Cristiane Neubert, instrumentiștii sibieni au adus în fața publicului dornic de muzică clasică piese consacrate. Biserica s-a umplut până la refuz de făgărășenii dornici să asculte muzică de calitate. Concertul a avut ca temă Crăciunul, astfel că melodiile au fost alese în ton cu sărbătorile de iarnă care se apropie. Filarmonicii din Sibiu i s-a alăturat și corul Bisericii Evanghelice din Făgăraș. De asemenea, în concert a interpretat o suită de melodii clasice cunoscută soprană Melinda Samson. A fost o seară de neuitat, iar instrumentiștii filarmonici din Sibiu au emoționat cu adevărat publicul. Interpretarea pieselor consacrate a fost impecabilă. S-a pus mult suflet în acest concert, ne-au declarat melomanii făgărășeni, care așteaptă cu drag următoarele evenimente de marcă, intrate deja în tradiția Bisericii Evanghelice, cu ocazia sărbătorilor mari de peste an. Acestea au fost știrile zilei cu principalele informații locale. Vă reamintesc că ne găsiți și pe internet. Pentru aceasta vă stă la dispoziție site-ul nostru impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Nova TV. Toate cele bune!